Furtunile de săptămâna trecută au creat numeroase pagube atât la locuințele oamenilor cât și la autoturisme. Firmele de asigurări au fost luate cu asalt în ultima perioadă, atât pentru despăgubirea asiguraților, dar și de către noi clienți care au vrut să-și asigure locuințele. De menționat este faptul că asigurările nu vor despăgubi în urma dezastrelor naturale dacă asiguratul nu deține casco. Pagubele produse în urma dezastrelor naturale vor fi despăgubite doar dacă asiguratul are polița facultativă pentru locuință și autoturism. Este vorba despre asigurarea casco, ce conține și despăgubirea în caz de dezastre naturale. Cei care dețin o asigurare standard trebuie să plătească din propriul buzunar pentru reparația mașinii sau a casei în urma calamităților. Tot timp cât clienții au făcute asigurări facultative, în speță pentru mașini, asigurări, casco și pentru locuințe, asigurările facultative cu toate riscurile pot primi despăgubire și pentru dezastre naturale în funcție de pagubele care survin asupra obiectelor, mașini sau locuințe, în speță la case, acoperișuri și trebuie să aibă stipulate pe polițele de asigurare clauză de acoperire extinsă. Și blocurile din Drobeta, Turnu Severin au fost afectate în urma furtunilor din weekendul trecut, însă reparațiile vor fi făcute pe banii proprietarilor de apartamente. Am avut probleme cu trei, adică au zburat plăci bituminoase, au zburat olane de plăci bituminoase, au zburat niște table datorită intemperiilor atât de puternice, așa, dar am contactat firme și acum trebuie să îmi facă un deviz estimat ca să punem că dacă vine ploaie, plouă la oamenii în casă. Cine îi despăgubește? Nu îi despăgubește nimeni. Proprietarii plătesc cotă parte fiecare pe scara lui. Având în vedere evenimentele meteorologice din sfârșitul de săptămână trecut, numeroși mehedințeni au luat cu asalt firmele de asigurări pentru a-și face asigurarea facultativă la locuință și autoturism, asta pentru a putea fi despăgubiți în caz de dezastre. S-a observat în rândul asiguraților o creștere pentru polițele facultative, în general pentru locuință, oamenii și asigură locuințele cu asigurările facultative în care bifează și riscurile adiționale pentru dezastre naturale, inundații ca fenomene naturale, grindină. Au fost și numeroși mehedințeni care au cerut să fie despăgubiți în urma evenimentelor din sfârșitul de săptămână trecut.